Ești total ilegal. Undeva aici era. Biserica o să fie aici. Vedem toată schema în continuare la sală. Acolo o să fie mănăstirea reședinței episcopală și acolo centru comunitar parohial. Toate le prezentăm în descriere la sală. Deci aici e biserica orientată încolo, spre răsărit. Crucea care a fost înfiptă aici, de Preafericitul, o vedeți acolo. Acolo o să fie parcările, practic, în Câșia aceea. La sfârșitul lunii iunie s-au început aceste lucrări de excavare, care merg încet, pentru că tot timpul trebuie făcute aceste grămezi de pământ. Se iau probe care se duc la analiză, să se vadă cât e de contaminat și în funcție de asta este dus după aceea în diferite locuri pentru a fi curățat și depozitat în lucrărilor. Credeam atunci că astăzi o să putem pune piatra de temelie pe care Preafericitul, știți că am pus-o la suprafață. Și trebuie să o punem acum în fund la temelie, acolo jos, unde se începe temelia. Dar n-am ajuns încă la stadiul ăsta, mai durează un pic și o să mai facem o astfel de slujbă, nu știu, la sfârșitul noiembrie, în decembrie, depinde cum o să putem începe de repede lucrările. Și atunci o să luăm piatra care e depozitată undeva și să o punem chiar în temelie. Acum citim câteva rugăciuni pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrul nostru aici și după aceea mergem la sală unde, pe marginea unei prăjituri și a unui pahar de cafea, putem să auzim și prezentarea mai în detaliu și să puneți întrebări și să vedem toate. Îi pun așa. Atunci ne rugăm. Și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Cuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu Rătăcitorule, care prin toiagul lui Moise ai preînchipuit cinstita și de viață făcătoare crucea iubitului tău fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, însuți binecuvintează și sfințește locul acesta cu puterea și cu lucrarea cinstitului și de viață făcătorului lemnului aceluia al crucii, pe care a dobândit-o prin stropirea cu prețiosul sânge al Fiului Tău, spre alungarea demonilor și a toată răutatea, păzând locul acesta și pe cei ce vor sluji ție în el, nevătămați de tot răul, cu rugăciunile preamăritei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, puterea cinstită și de viață făcătoare și cu rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, că s-a binecuvântat și s-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai venit pe pământ spre mântuirea noastră și ca singur sfânt le-ai arătat din muntele cel umbros al Fecioarei și cu oamenii ai viețuit, privește, te rugăm, cu mila asupra comunității credincioșilor noștri, a ctitorilor și a binefăcătorilor bisericii și a așezământului care se vor zidi aici într-un numele Tău și îi binecuvintează întru toate și le dăruiește putere și tărie, în bărbătare și în destulare, cu sănătate și întru toate sporire, spre săvârșirea lucrului început, spre slava Ta, că Tu ești Dumnezeu milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni. Eu de slavă înălțăm împreună și Părintele Cel fără de început, și Preasfântului și Bunul și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și vorurea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Te lăudăm, Doamne, Dumnezeul puterilor, că pentru prea multa Ta bunătate și iubire de oameni ai ales și ai sfințit locul acesta și l-ai întemeiat prin noi, nevrednicii robii Tăi, ca să se zidească El biserică într-o slava preasfântă. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel fără de început și veșnic, care pe toate câte sunt le-ai adus dintr-o neființă în ființă, Cel ce locuiește în lumina cea neapropiată, care ai cerul scaun și a șternut picioarelor Tale pământul, care ai dat lui Moise poruncă și pildă și ai pus Duhul Tău în bețalel, meșterul cel mare, îndestulându-l cu înțelepciune spre întocmirea și ridicarea cortului mărturiei, în care erau închipuirile și formele adevărului. Cel ce ai dăruit lui Solomon înălțimea cugetului și lărgimea inimii, și prin trânsul ai ridicat biserica Ta cea veche, iar Sfinților Apostoli le-ai inuit darul închinării în Duh și al slujirii cortului celui adevărat, și prin trâns și în tot pământul ai sădit Sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele și cele fără de sânge jertfe. Dumnezeule nemărginit, pe care cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu atât mai mult în lăcazii de mâini omenești, caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ție, credincioși cuvintelor unuia născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, care a zis: Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Însuți, Doamne, care ai întemeiat cu negrăită înțelepciune biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta și în orice zi Te vom chema. Privește cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilință și stăruință ne închinăm Ție și binecuvintează dorința noastră sfântă de a avea spre slava Ta și spre mântuirea noastră propria noastră biserică, al cărei prag trecându-le împreună cu toți semenii noștri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh. Izgonește dintre noi Duhul viclean, înșelător și pricinuitor de dezbinare. Unește-ne într-o inimă și într-un cuget. Binecuvintează-ne întru toate. Dăruiește-ne putere și tărie, îmbărbătare și bună sporire în împlinirea gândului nostru. Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, și să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire și jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel ce ești nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-au răstignit cei ce o zidesc. Că Tu însuți ești Cel ce binecuvintezi, Cel ce împlinești și desăvârșești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim frumos că ne ajută Dumnezeu că am vreo 2 ani să ne rugăm aici, dar în biserică. Amin. Acum mergem la sală și continuăm acolo. O să avem prezentarea domnului arhitect cu noi. S-au pregătit și vă rugăm să vă gândiți la ce întrebări aveți, chiar plecând aici, dacă vi s-a părut ceva ce E important de știut. Mulțumim frumos și ne întâlnim la sală. Adresa e Freienfeldstraße. Da, ist ja das hier. Kommen Sie auch zum Saal, oder? Das ist schön, das ist schön. Sie haben eine Veranstaltung. Ja, deshalb konnten wir nicht bei Ihnen. Aber danke, dass Sie gekommen sind. Das ist sehr, sehr schön. Und wir schreiten voran. Langsam, aber sicher. Ja, das ist doch schön. Gut, Vater Abraham, dann verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen. Gottes Segen. Jetzt haben wir bis zum nächsten Mal. Da, da. Ja, ja, ja. Die neue Anlage, die wird jetzt gebaut. Also, entscheiden Sie sich. Ich bin sowieso in der Also, wir gehen gemeinsam. Hallo, wie geht's? Ich bin noch hier. Ja, ich war noch Kommen Sie zum Saal oder halten Sie sich weiter? Ja, sonst sitzen Sie gar nicht verstehen, aber dann sind Sie richtig gut. Das war sehr kurzfristig und so weiter. Und der Zeitplan machen wir gerne. Ja, ja, ja. Das ist gut.